Salutare tuturor și bine ați revenit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom pregăti împreună niște aperitive ieftine, delicioase și rapide. Biluțe făcute din brânză de capră și niște aperitive în formă de bomboane, tot umplute cu brânză de capră. Deci să începem rețeta! Pentru început vom pune într-un bol mare 200 de grame de brânză de capră și o vom mărunți bine. Acum vom adăuga o lingură de brânză Philadelphia și o lingură de miere. Vom amesteca bine toate ingredientele. Următorul pas, vom avea nevoie de 25 grame nucă măcinată. Vom amesteca bine. Pentru decor vom avea nevoie de cocos, susan și migdale măcinate. Vom face biluțe, nici prea mici, nici prea mari, după care le vom decora cu cocos, susan și migdale măcinate. Pentru biluțe vom folosi doar jumătate din compoziție. Cu cealaltă jumătate a compoziției vom face un alt fel de aperitiv. Îl vom face cu foietaj, dar este mai indicat să-l faceți cu aluat foarte, foarte subțire, nu cu foietaj. Dar eu, cum nu am acest aluat, voi încerca să-l fac cu foietaj. Vom face niște bombonele umplute cu această brânzică. La aperitivele în formă de bombonele se folosește aluatul subțire, acel aluat care se folosește și la baclava. De altfel, voi cumpăra și voi face și o rețetă cu acel aluat ca să vedeți cum este și cum se face. După cum v-am zis, lăsăm jumătate din compoziție, iar acum vom avea nevoie de o foaie de foietaj. Vom presăra puțină făină pe masa de lucru, vom pune foaia, după care o vom întinde puțin, nu prea mult. Iar acum vom tăia aluatul, după care vom pune în mijloc puțină compoziție și le vom înveli ca și cum ar fi niște bomboane. Le vom unge cu ou și le vom decora puțin la capete cu semințe de mac. După care le vom da la copt pentru 12 minute la 190 de grade Celsius. Le vom lăsa să se răcească. Și vă doresc poftă bună! Sper că v-a plăcut rețeta, dacă e așa dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. O zi bună și numai bine! Pa, pa!